Salutare, dragilor, și bine ați revenit la încă o ediție de Profit News. Hai să vedem ce știri interesante au fost zilele astea. E bine, începem cu China, care are probleme. Bine, am văzut că în vest inflația foarte frumos a revenit de la maxime, însă în China a mers mai departe. China are deflație. Prețurile au scăzut față de anul trecut. Și am zis mai demult că sunt două tipuri de deflație. Deflație bună, care e dată de inovația tehnologică, și deflația rea, care e cauzată de condiții economice slabe. Deci, e grav. Pe lângă asta, șomajul la tineri a ajuns la 21%, am zis din nou, dar partea nouă e că China a decis că nu va mai raporta acest număr. Dacă întrebi pe cineva un lucru și ei nu-ți răspund, probabil pentru că răspunsul nu-i bun. Da. De asemenea, au redus dobânda de referință cu 0,5%, deci surpriză, neașteptat. Este a doua reducere din ultimele 3 luni și oricum nu era așa de mare, 2,5 ceva de genul, pe când, de exemplu, în America e deja peste 5%. Da. Și ultima curiozitate, guvernul Chinei a spus anumitor fonduri de investiții să nu vândă acțiuni în perioada asta, ca să evităm o prăbușire. Nu așa funcționează piața liberă. Mă rog, ei nu sunt prea interesați de piața liberă. Asta cuplat cu colapsul demografic, faptul că sunt așa de puțini tineri născuți, faptul că guvernul este atât de restrictiv în afaceri, eu nu cred că trendul va continua de creștere, astfel încât China să întreacă pe SUA ca și PIB, și tare mă bucur, da? Pentru că e o țară autoritară, fac niște lucruri groaznice și absolut își merită declinul. În schimb, în SUA, lucrurile arată foarte rezilient. Am văzut creștere bună în PIB, de fapt, Fed-ul din Atlanta preconizează că în trimestrul ăsta al treilea, PIB-ul va avea o creștere de 5,8%. Care este absolut astronomic în condiții normale, și în special faptul că în ultimul an dobânda de referință a urcat mai repede decât oricând în istorie și nu avem criză și șomajul e foarte scăzut, cred că este timpul să recunoaștem că habar n-avem cum funcționează economia. Sunt prea mulți factori interconectați și de asta eu am multiple strategii de investiții care pot fi foarte, foarte profitabile, care nu iau în considerare nici un factor economic. Da? Deci, spune-mi tu, când a fost ultima oară când ai văzut un economist bogat? Nu prea. Despre strategiile astea vorbesc în fiecare zi pe grupul nostru de Telegram, absolut gratuit. Deci, dacă ești interesat, link în descriere. Bun, mergem mai departe. Desigur, în orice moment al vieții, părerile sunt împărțite. Michael Burry, tipul despre care s-a făcut filmul The Big Short, care îl recomand, foarte bine făcut, el a prezis și a făcut o avere în criza din 2008. De atunci, tot la 3 luni, prezice o criză și e gluma asta. El a prezis 50 din ultimele două crize. S-a publicat că are o poziție foarte mare short. Ce înseamnă asta? În esență, o pariat că piața o să scadă. Dacă piața chiar scade, o să facă foarte mulți bani. În schimb, dacă piața urcă, o să piardă bani. Bun, mergând la Threads, aplicația nouă de la Meta, practic a murit. Deci, numărul de utilizatori a scăzut 80% în ultima lună și gata. Am prezis asta încă de la început și absolut nu este surpriză. Și în final, legat de Tesla, în ultima lună, de când s-a anunțat raportul trimestrial, acțiunile au fost practic într-o pantă drept în jos, au scăzut 25%. Acum, tu cum interpretezi acest lucru? Bine, rău, neutru? Păi, depinde. Ca și investitor pe termen lung, eu mă bucur foarte mult. Pentru că în perioada asta este clar că în fiecare zi valoarea companiei crește. Pentru că în fiecare zi produc câteva mii de mașini,
astfel flota lor, deci numărul de mașini în circulație, Tesla, tot crește. Nu peste mult va fi gata software-ul de autopilot și când va fi gata, practic cu un software update, toate mașinile acelea se vor putea conduce singure, mult mai sigur decât un om, să facă taximetrie singure și să facă o grămadă de bani. Deci pentru că în fiecare zi crește flota de mașini, în fiecare zi crește valoarea companiei. Acțiunile nu cresc în fiecare zi. Deci dacă în ultima lună s-au ieftinit acțiunile, dar valoarea companiei a crescut, păi bucură-te, poți să cumperi mai multe acțiuni la un preț mai redus. Da? Desigur, asta nu este sfat de investiții. Orice se poate întâmpla, în următoarea lună poate mai scade încă 25%. Absolut. Eu mă refer că trendul fundamental este foarte puternic în creștere. Da? Valoarea firmei este în creștere. Și dacă asta continuă, inevitabil că și acțiunile vor urca înapoi. Da? Ultima chestie. Foarte multe imagini s-au văzut în ultimele zile despre Cybertruck. Deci, tare ne apropiem de lansare. Elon așa au zis că anul ăsta vor fi primele livrări. Inițial au zis că în trimestrul 3, dar, mă rog, poate se ajunge în trimestrul 4. Ceea ce va fi foarte interesant. Deci, mașina arată ca și un tank din viitor. Abia aștept să văd. Na bun, păi, cam atât a fost pentru astăzi. Deci, cum spuneam, dacă ești interesat de postările mele pe Telegram, nu doar că zic despre știrile astea în timp real în fiecare zi, dar spun și ce investiții fac eu. Da? Na bun, dacă interesează, link în descriere. Pe curând!